Ia. Bună dimineața din nou! Avem în continuare parte de o primăvară capricioasă. Vremea urâtă continuă, cu un cod galben de precipitații însemnate cantitativ, vânt puternic și nisori la munte. Aceste fenomene se vor manifesta în special în partea de est și sud-est, unde cantitățile de apă vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat, iar vântul va avea la rafală 50-60 de km pe oră. În zonele montane va ninge și se va depune un nou strat de zăpadă. Vestea bună este că, ușor-ușor, soarele va reveni, deși razele lui vor fi modeste și prezente mai mult în vest. Despre temperaturi aflăm mai multe de pe hartă. Începem cu partea de nord-vest a țării, cu zona Maramureșului, unde, în comparație cu restul țării, vremea va fi destul de bună, cerul variabil spre serin, ploile s-au oprit un pic, iar maxima zilei va fi cuprinsă între 10 și 11 grade. De același tip de vreme vom avea parte și în Crișana, din fericire, și aici avem parte de un cer variabil spre senin, cu o temperatură ce se va încadra între 11 și 12 grade. Vremea va fi cât de cât bună și în Banat, în special în Timișoara, în Reșița, după cum vedem, ploile continuă, temperatura maximă se va încadra între 12 și 13 grade. Deși temperaturile au început să urce în Oltenia, vorbim în continuare despre ploi, va ploua pe tot teritoriul, iar temperatura maximă se va încadra între 12 grade în sud, în Craiova-Slatina, și 14 grade în Drobeta-Turnu-Severin. În Transilvania, după cum spuneam și mai devreme, vremea va fi variată, avem la munte un nou strat de zăpadă, intensificări ale vântului, ploi, dar și niște raze modeste ale soarelui. Temperatura maximă se va încadra între doar 5 grade, temperaturi destul de scăzute pentru această perioadă. 5 grade în Miercurea Ciuc, 6 în Sfântul Gheorghe și 12 grade în Deva. Despre temperaturi mici vorbim și în Moldova și, după cum vedem, o vreme închisă și ploioasă. Avem în Suceava doar 8 grade, 7 în Piatra Neamț și 4 grade în Galați. Vom avea nevoie de umbrele și în Dobrogea, ne anunță meteorologii, va ploua atât în Constanța cât și în Tulcea, cer acoperit de nori și o temperatură ce nu va depăși 5-6 grade. În Muntenia nu stă mai bine, din păcate, după cum vedem pe hartă, vreme în continuare închisă, mohorâtă și ploioasă. Avem și aici intensificări ale vântului, temperatura maximă se va încadra între 5 grade în Brăila, Buzău, 7 în Ploiești și 10 grade în Alexandria. În capitală de dimineață se înregistrau 4 grade, iar temperatura maximă nu va depăși 8 grade. Vremea va rămâne în continuare rece pentru această perioadă, cerul acoperit de nori și temporar va ploua. Cam atât despre cum va fi asta. Aveți o zi frumoasă de tot!